Bună seara, stimați telespectatori! Iată, din nou ne-am întâlnit. Parcă căldura s-a mai domolit, dar cred că de mâine o să înceapă din nou canicula. E o oră corespunzătoare, s-a mai răcorit pentru că probabil că este un pic de seară. O să avem emisiunea de astăzi care e interesantă, legată de impozitare și de fapt este partea a doua a emisiunii de săptămâna trecută. Partea a doua în care la fel vă invităm, dacă aveți depus întrebări. Am răspuns deja săptămâna trecută unor întrebări, dar acum o doamnă telespectatoare, îi aducem aminte, trebuia să intereseze ceva în legătură cu blocul în care stă și dacă nu s-a lămurit, o așteptăm din nou pentru un dialog cu noi. Înainte însă de a intra în amănunte, o să vă prezint din nou aceiași invitați, doamna profesor Gârlea și domnul profesor. L-aș ruga să prezinte. Constantin Sergiu. Exact, Constantin Sergiu. Mai are un nume, dar nu știam pe care să-i spun. Constantin Sergiu Bogdan. Nu știam pe care să-i spun. Data trecută am văzut că nu prea îi convenea Bogdan și atunci am zis mai bine să prezinte singur. Bună seara, mulțumesc că ați venit între noi aici și să-i lămurim pe telespectatori cu o problemă extrem de delicată de care v-ați spus înainte. Înainte însă aș vrea să vă fac câteva precizări privitoare la realitatea noastră juridică, crunta noastră realitate juridică, din care sau în legătură cu care să începem este declarația primului ministru, așa văd că presa îi spune Julien Cioloș, nu știu de ce adaugă cuvântul Julien, numele de Julien, pentru că e din Sălaj, nu mai am aminte că în Sălaj sunt prenume Julien. Da? Mă rog. Și care a spus în declarația sa că urmează o remaniere, mâine se prezintă la președinte cu numele care urmează să plece și cele care urmează, de fapt, cu numele care urmează să vină la Ministerul Învățământului, la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Comunicațiilor și la Ministerul sau Departamentul Românilor de Pretutindeni. Astăzi, sincer să vă spun, eu văd reală o asemenea remaniere, nu numai față de tehnocrația care ne-a nebunit în perioada aceasta și România merge din ce în ce mai puncte cu acești tehnocrați, dar și față de faptul că până acum 5 au plecat, astăzi este al 5-lea, Ministrul Transporturilor. De altfel, era trecut printre cei care trebuie să fie remaniați și care fiecare a spus câte o prostioară, ca să nu spun câte o gogomânie. Am înțeles de la ministrul fostul ministru al transportului, mai rog, este încă în continuare ministrul transporturilor, că terenul este un element de lux pentru transport. Că în Occident, așa se folosește trenul ca element de lux. După câte știu eu, și am fost în străinătate, am văzut cam toată lumea, trenul nu este un mijloc de transport de lux nicăieri în lume, mai ales că el este folosit pentru navete, nu neapărat mijloace de transport pe cauciuc. Și la trenuri sunt abonamente și prețurile sunt bune, sunt mici. Numai la noi există prețuri mari și timpi foarte lungi de transport până la Constanța. Ce ziceți de gogomânia asta? Că trenurile sunt de lux. Sunt de multe ori se observă la acești membri ai guvernului o confuzie în termeni absolut alarmantă. Da. Da. Poate din cauza că au desfășurat activitate foarte mult timp la Bruxelles și au pierdut. Ăsta n-a fost de la transportul, n-a fost la Bruxelles. Da, nu știu, n-am știut. A fost la CFR. Se schimbă prea repede și nu mai reușesc să aflu CV-urile. Da, așa, ce ziceți, domn profesor? Eu cred că s-a referit că în România este un... Nu, el a zis în general și în Occident tot așa este considerat de lux. Păi, ca și dumneavoastră, eu sunt de aceeași părere, că e folosit pentru marea majoritate a populației pentru navetă.
Adică ei străbat 200-300 de kilometri în fiecare zi dus întors. Exact, poate față de cum ne sugera regia aici și e interesant, poate arată mult mai bine chiar trenurile de navetă decât trenurile de lux de la noi. Și vă spun eu că sunt trenuri de navetă în Elveția, eu l-am folosit, de la Berna spre Geneva, arată excepțional și sunt trenuri de navetă. Lăsând la o parte că sunt curate, domnule ministru. Și încălzite iarna, că am făcut naveta și iarna. Iar vara sunt cu aer condiționat la noi, se condiționează existența aerului condiționat de faptul că sunt de lux, de nelux, de... Nu, acolo toate trenurile au aer condiționat, domnul ministru. Ar trebui să fiți mai atenți la ceea ce spuneți în discuții. Au devenit destul de asiatice trenurile noastre, parcă călătoresc spre, da? Spre extrem orient, adică în Rusia. Adică ar trebui să mergem și pe tavanul trenului, nu? Da. Acum, mai este o problemă care, sincer să vă spun, mă nemulțumesc sau pe mine personal și poate pe foarte mulți români ne mulțumește că nu s-a rezolvat mai de mult, și anume problema ministrului comunicațiilor. Sigur că este printre cei remaniați. El trebuia să plece de mult. Față de gogomania aceea pe care a încercat să o acopere, cum că învățământul ar trebui să fie sau trebuie să fie gratuit. Și că e o mare prostie, că este, mă rog, nu prostie, e o mare greșeală că nu e gratuit. Și că ar trebui să fie plătit. Sigur că după aceea, domnul acesta cu nume de legumă, mai avem și fructe în guvern, domnul acesta cu nume de legumă a încercat să acopere ideea asta, în condițiile în care, cred că eu am fost printre primii care i-am scris pe Facebook, că a apărut și pe acolo, că nu numai el, dar el în mod special n-a prea citit Constituția pe care a depus jurământul când a devenit ministru. Așa cum o să treacă în CV, a fost ministru comunicațiilor în nu știu ce perioadă, deci nu vreau să nu mai aduc aminte de aia. Păi, domnule Bostan, vreau să vă spun că în articolul 32 din Constituție se vorbește de gratuitatea învățământului, mai ales acelui gratuit, domnule. Da, imediat. Mai ales celui primar, care este obligatoriu, domnule Bostan, iar dacă e obligatoriu, trebuie să fie gratuit. Vă rog, doamna regie. Vă rog. Am înțeles că e o întrebare pe telefon. Bună seara! Bună seara! Alo? Da, spuneți, noi suntem, vă auzim. Da, eu vă aud slab. Bună seara. Bună seara. Întrebarea mea este, sunt o persoană fără venit, care a rămas fără venit înainte să apară formularul 060. Întrebarea este dacă ar trebui să mă duc să cer și să completez acest formular. Vă mulțumesc, vă vom răspunde păi imediat, acum chiar dacă n-am 060, din câte știu eu, da. N-are legătură cu persoanele fizice. Are legătură cu persoanele... Vă referiți la 600, vreți să spuneți? S-ar putea să fie 600. 600 pentru pensii, 060 nu este... Nu pentru pensii. Nu, stați să vă explic. 060 este o declarație pentru punctele de lucru pe care le depun persoanele juridice. Deci când dau puncte de lucru cu mai mult de 5 angajați, depun 060. Este pentru persoane juridice, după părerea mea. Și după părerea poate dacă dezvoltați un pic, dacă dezvoltați puțin speța, poate ne dăm seama despre ce e vorba, mai exact. Da, doamna a zis că este în arele de lucru și a venit un formular care să-l completeze. Nu, adânsa a zis că n-a completat formularul 060. N-am completat, el a apărut mult după ce eu am rămas fără serviciu. Dar nu este 060, pe părerea mea, nu, este cu totul altceva. Eu cred că sunt pe sute și eu știu că formularele sunt 100, 060 200. 060 este pentru firme. Da. Am înțeles. Mai interesați-vă și noi continuăm emisiunea, nu e nicio problemă. Da. Vă rog.
Mulțumesc frumos! Cu o seară bună, sănătate, numai bine! Acum aș vrea să mai spunem niște lucruri vis-a-vis de referendumurile în cascadă. După Brexit au apărut și alte ciuperci, au apărut Franța, Olanda, a apărut și Germania, era la un moment dat Cehia, știți că acum se numește Cehia, nu Republica Cehă, și-au schimbat numele. Cehia într-un anumit limbaj în perioada nazistă era o chestie peiorativă. Acum și-au schimbat în Cehia, nu e obligatoriu să mai spune Republica Cehă. Sigur că replica Franței și a Germaniei ca guvernământ parcă e mai potolit pe ăștia cu referendumul. Lăsăm la o parte că la noi s-a făcut întreagă discuție pe referendumul din Cehia. Aiurea, că până la urmă pe aia interesau și era o simplă declarație. Credeți că Uniunea Europeană va rămâne stabilă? Sau vor continua, se vor pune în aplicare intențiile de referendum pentru niște noi Brexituri? Marea Britanie este un început. Da. Este prima care a făcut pasul și cu siguranță vor mai urma și alții. Dar din punct de vedere financiar, România ar avea de câștigat sau de pierdut pentru Brexitul ăsta? Păi, are de pierdut pentru că România are tranzacții bilaterale cu Marea Britanie și este afectată libera circulație a bunurilor. A banilor, a mărfurilor. Așa. A capitalului. Vorbim în primul rând a bunurilor, pentru că nu există vamă. În momentul ăsta nu se mai vămuiește nimic pentru tranzacțiile intracomunitare. Și automat, dintr-o dată, dacă se pune vamă, este ca și cum ai opri robinetul. Bine, pornește din nou, repari țeava, dar mai greu. Repararea însemnând o convenție, o fluiditate, pact, da. Un da. Pact, da, pentru că acum circulă fără probleme. Și gândiți-vă că se pune vamă și trebuie vămuit din nou. Da, da. Va fi imediat. O renegociere importantă pentru relațiile comerciale. Avem un nou telefon de la doamna de data trecută, care probabil că vrea să ne adauge ceva. Bună seara! Da. Bună seara, bună seara, domnule. Vreau să vă spun, am luat legătură cu cenzorul din cadrul administrației și mi-a spus la întrebarea de ce plătim impozit, că există lege prin care proprietarii de apartamente, deci din cadrul blocului, trebuie să plătească impozit pentru serviciile care se fac. Servicii? Impozit adică pentru... plătim impozitul, da, adică la ce? La omul de servici, la administrator, contabil, mai știu eu ce. Impozit pe salariu. Deci, situația asta în felul următor. Dacă domnul se referă la impozitele cu reținere la sursă, înseamnă că aveți angajați. Și pentru angajați se rețin impozit pe salarii și contribuții obligatorii. Dar de unde? Adică se asigură omaj sănătate. După părerea mea, n-ar trebui să apară la întreținere separat ca impozit și pe total la cheltuieli salariale, pentru că impozitul este suportat, este cu reținere la sursă, dar îl reține și îl plătește plătorul venitului, adică asociația. Deci dacă a defalcat separat impozitul, înseamnă că le-a împărțit. Rest de plată, impozit și contribuții. Domnul profesor, dar impozitul nu se plătește din salariu? Ba da. Păi și salariul n-ar trebui să fie, salariul brut n-ar trebui să cuprindă acest impozit? Păi tocmai asta spun, da. Și n-ar trebui să apară pe listă? Ba da, acum depinde cum au ei acolo, că dacă au contabilitate în partidă simplă, probabil îl trec separat la plăți. Eu, dacă aș fi, n-aș trece separat. Păi da, bine, nu-l plătești. Pentru că, de exemplu, avem salariu brut, 1000 de lei, și de ei se scad impozit, CAS și omaj sănătate. Ok, dar nu ar trebui să-i plătească din salariul ei, nu trebuie să apară. Da, trebuie reținut din salariul angajatului. Da, deci doamna și cei de acolo plătesc salariul.
Nu mai contează cât este salariul, dar de acolo se plătește impozitul. Da. Salariul deci, se reține de deci salariul. Impozite, impozitul și contribuțiile se rețin din salariul angajatului. Ne-am înțeles, doamnă? Alo? Păi nu, dar noi plătim... Alo? Da, spuneți. Noi plătim salariații care se ocupă de administrație și variază, adică iese un total. Da, și dar nu plătiți... aceea este coloană de impozit. Dar nu-i plătiți dumneavoastră impozitul și îl plătește el. Și plătește el cu reținere la sursă înseamnă că nu administrația... Nu plătim noi în totalul de la din afișare apare clar. Da, doamnă. Impozit. Doamnă, noi știm... Da, noi știm ce... Nu cred că este o escrocherie. Noi știm ce a apărut acolo. A apărut acel 25% sau cât a spus, 5%. Problema este că n-ar trebui să apară, asta spune domnul profesor de la AS, n-ar trebui să apară... Nu asta, dar fiți amabil. Da. Fiți amabil. Vă rog. Este diferit de la lună la lună. Eu știu așa că... Păi înseamnă că se modifică salariul în fiecare lună. Păi se modifică salariul în fiecare lună? Fără să întrebe... Păi nu știu. Doamne, eu vă spun că asta... întrebați proprietarii? Nu, eu zic că asta e o treabă de parchet. Ascultați-mă ce vă spun. Pentru că legea spune că impozitul îl plătește ăla care primește... Pe salariul ăla care primește salariul. Păi asta știu. Păi atunci înseamnă că știu acești... Și eu. Acești cinci... Mie persoană... Da, vă rog. Vă rog. Cum să vă spun? Administrația are și servici la un minister important și mi-e frică să spun mai mult. Da, n-are nicio importanță. Indiferent ce servici important, e tot la pușcărie ajunge dacă se întâmplă să facă afaceri dintre ghilimele de astea. Dar poate este bine ca doamna să se adreseze la biroul de îndrumare care există pe lângă fiecare primărie de sector și primăria capitalei. Da, ANAF, și atunci ANAF. A trebuit să întreb, că este un birou cu care are legătură la primărie. Domnilor, dați-mi voie să vorbesc. 12 ani am fost președinte de bloc la un bloc mare și știu precis mecanismul cum funcționează. Ăsta este o apariție total stranie și ciudată, că nu se calculează în felul acesta și este bine să vă adresați la biroul de îndrumare al primăriei. Birou pentru relația cu asociațiile de proprietari. Și acolo vi se pune la dispoziție un model de calcul sau un program care este cel care se aplică în mod legal în această țară și invențiile fiecăruia cu noi rubrici și așa sunt sigur de competența altor organe, exact cele spuse de domnul profesor. Chiar dacă v-ați supărat pe noi, problema probabil că acela o să-i dea o îndrumare de la primărie, dar o va trimite la ANAF. Deci, la biroul de la ANAF. Nu m-ați supărat pe dumneavoastră. Este de competența ANAF. Da. Deci, structura cheltuielilor într-un așa este reglementată de primăriile de sector prin birourile de relații de sau îndrumările se dau prin aceste birouri ale primăriei de relație cu proprietarii și acolo li se va spune unde cum să se ducă mai departe și chiar bănuiesc că cu bună intenție ar putea ea să le facă și dacă constată că ceva este ilegal, să le facă chiar și reclamația către ANAF sau către alte organe. Dar nu, că de-aia sunt plătiți. Nu vis-a-vis de impozit, ci de modul în care lucrează. Da. De calculul cotelor de întreținere, că această rubrică este absolut ciudată și n-am mai auzit pe nimeni care așa rubrici până calculul întreținerii. E de înțeles, doamnă? Da. Ați înțeles? Biroul de îndrumare al primăriei. Este de înțeles, dar având peste 90 de ani... Nu, se poate nu face și o scrisoare. Nu pot să fac aceste manevre. Se pot face și se poate face și foarte greu. O scrisoare. Da, se poate face și o scrisoare, doamnă. Da. Din partea dumneavoastră. Nu trebuie să vă duceți acolo. Da. Control fără să fie avizat nu se poate face? Păi, dar oricum trebuie să-i chemați cumva. Nu putem să-i chemăm noi.
trebuie să-i chemați dumneavoastră să spuneți acolo, la primărie, la primăria sectorului în care... Este mare. Poftiți? Atâta timp cât primăria a dat aviz ca să se construiască un bloc la o distanță mai mică de 3 metri de blocul respectiv în care locuiesc, luând din terenul ADP-ului și spunând acum că a fost revendicat terenul și nu știu ce, după nu știu câți ani, domnule. Doamne, asta e altă problemă, aveți dreptate. Să ai... vreau să vă spun din punct de vedere al corectitudinii și a legalității care se aplică în ziua de astăzi la noi în țară. De acord, și eu știu treaba asta, vă dați seama că o știu și eu, sunt profesor de drept. Da. Știu treaba asta, dar asta tot... Asta e situația. Dacă dumneavoastră nu puteți să vă... Îmi pare rău că v-am deranjat. Nu m-ați deranjat, nu dar... Nu pot. Dacă dumneavoastră nu vă puteți... Eu de-abia ți-o telefon în mână. Dacă nu vă puteți deplasa, faceți o scrisoare, doamnă. Și vă asigur că această chestie va intra în... Și am înțeles că o să ne lăsați și adresa. Sigur, poate sigur. Cu emisiunea dumneavoastră să se sesizeze cineva. Da, 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 o să facem și treaba asta. Eu vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Eu vă mulțumesc din suflet. O seară bună. Da, să ne continuăm puțin galeria asta de evenimente la realitatea juridică. Se pune problema unei amnistii sau grațieri colective. Oamenii care, pentru situațiile care se petrec în pușcării, și ce s-a întâmplat la Rahova, că s-a dat foc unei celule și, într-adevăr, este imposibil de stat, mai ales pe căldurile astea și mai ales pe frigurile care sunt iarna și când nu se dă căldură, doamna ministru a justiției. Vă duceți ca să ce? Să faceți inspecții de asta iarnă în materia asta. Se știe de toată lumea, este notorie situația de acolo. Pentru ce trebuie să vă duceți dumneavoastră să vă pierdeți vremea? Faceți într-adevăr o amnistie sau o grațiere colectivă, că tot prin lege se face treaba aceasta. Dar gândiți odată într-un fel sau nu, acționați, pentru că de-aia sunteți guvern. Și de-aia executivul trebuie să acționeze prompt și nu trebuie să fie încorsetat de legislativ. Vorbim de, sau vorbiți de până iarnă despre amnistia asta sau grațierea colectivă. Nu știu care dintre astea or să se realizeze. De vorbit, se vorbește din iarnă, dar de plătit, domnul profesor, de când se începe să plătim cei 80 de milioane sau mai mult pentru, pe care la care este condamnată România pentru această atitudine? Întrebați pe nu știu că, înțeleg că vorbim din iarnă, dar înțeleg că începem cât de curând să plătim. Da, și știți ce mai este problema? Pentru că n-am vrut, era prea minoră, dar, mă rog, este importantă. Este o sumă enormă la care Curtea Europeană ne-a obligat și anume este vorba de înregistrarea aceea, prima înregistrare, pe care Curtea a considerat neconvențională față de Convenția Europeană. Și ceea ce a mai considerat, fără ca statul român în prima fază să ia în considerație, este că această sumă se plătește dintr-o dată, nu în 5 ani sau în 4 ani, cum ați stabilit dumneavoastră la propunerile făcute guvernului pentru ca să adopte un act normativ. Vă dați seama cam cum stăm noi în domeniu, știți? Cam cum, nu numai în domeniu, ci în general, cam cum stăm vis-a-vis de tehnocrați și toate partidele care au intrat la putere de 25 de ani. Este crimă și pedepsă, stimați telespectatori, ce se întâmplă și noi, de-aia suntem și noi aici ca să arătăm ce înseamnă realitatea juridică. Și ultima chestiune, s-a trezit cineva, nu contează cine e numele, chiar dacă e o persoană importantă, să vorbească de o strategie de țară după Brexit. Păi, domnul respectiv, fără să-mi permit să jignesc pe cineva. O asemenea strategie este și făcută din 2014. Dacă vreți, eventual, o actualizați pe aia. Pentru că este o strategie făcută foarte bine. Și, sigur, ar putea să mai adauge un capitol sau să fie adaptată în momentul respectiv.
Facem la strategii și până la învățământ. Am avut vreo două strategii. S-au terminat ca moment. Și tot acolo suntem. Știți vorba aceea? Se schimbă și noi rămânem tot așa. Ca să nu spun cum este proverbul. Nu știu ce se schimbă, dar este o cădere masivă a persoanelor care s-au prezentat la bacalaureat. Da. Deci oamenii abandonează, nici măcar nu se mai prezintă. Și nenorocirea este că cei care abandonează, domnule prim-ministru, v-am spus numele mai înainte și vă cunoaște lumea, nu se mai prezintă nicăieri. Școli profesionale nu mai sunt, școli tehnice nu mai sunt. Și așa trebuie să aducem din străinătate, pentru că este interes din punctul ăsta de vedere, să aducem din străinătate totul. Am înțeles că și uraniu, doamna profesoare, să ne spuneți niște chestii despre uraniu, se aduce pentru că la noi e foarte scump. A apărut o doamnă Lulacu sau Lulache, nu știu cum îl cheamă, are nume de albanez, că ăștia au... Doamna Lulache este prezidentul... Da. Consiliului și ne-a spus că nu pot nuclear electrică. Trebuie să importăm... Trebuie să importăm acest material pentru simplu motiv că n-am prea înțeles. Au fost două motive. Unul că nu pot să le pună la dispoziție mina de uraniu, nu pot să le pună la dispoziție materialul și că ar fi prea scump. Adică cum să fie prea mult mai scump decât îl luăm din străinătate, doamne? Păi cine dumneavoastră vreți să convingeți de asemenea idee? Cel puțin pe mine și cred că pe jumătate din țară n-ați convins de așa ceva. Probabil că este urmarea faptului că în Consiliul de Administrație de la Nuclear Electrica, companie cu capital majoritar de stat, se mai află ingineri. Da. Se află numai alte specialități. Filozofi, sociologi. De, așa cum erau pe la Curtea Constituțională într-un timp. O să ne permitem să luăm un pic de pauză și continuăm după aceea cu felul principal, cum s-ar spune. Bună seara din nou și celor care au fost la început și celor care au venit. Acum, în a doua parte, după această scurtă pauză de publicitate, va trebui să reluăm discuțiile cu profesorul Constantin pentru ca să continuăm emisiunea sau ceea ce cele prezentate în prima emisiune. Vă rog. Da. Înainte de a continua, aș vrea să fac câteva lămuriri în legătură cu impozitul pe salarii de mai devreme. El ar putea să varieze, la fel și contribuțiile, în funcție de mai multe aspecte. Acum nu avem toate datele problemei ca să ne pronunțăm. Poate au concedii fără plată, poate au concedii medicale. Așa. Revenind la discuția noastră, am vorbit data trecută despre activități independente și înregistrarea fiscală. Și spuneam că se obține un singur cod de identificare fiscală pentru toate activitățile. Impozitul se calculează pentru fiecare activitate în parte și evidența în scopuri de TVA, la fel pentru toate activitățile. Dar există următoarea situație. Să presupunem un arhitect care este profesie liberală, se autorizează de către Ordinul Arhitecților și se înregistrează fiscal la ANAF și își face și PFA pe construcții. Uh-huh. Codul de identificare fiscală pentru PFA de Registrul Comerțului, care le obține tot de la ANAF, și codul de identificare fiscală pentru arhitect e de ANAF. Deci, automat sunt două. După părerea mea, din punct de vedere tehnic, nu s-ar putea obține unul singur. Și atunci, rămâne un semn de întrebare aici. Dar, clar, din punct de vedere al TVA, evidența se ține pe ambele activități și se obține un singur cod de TVA. Mai departe, aș vrea să discutăm despre impozit. Cum am zis, impozitul se calculează pe fiecare activitate în parte pe baza datelor obținute din contabilitate. Deci se ține evidență pe fiecare activitate din punct de vedere al impozitului pe venit și se calculează venituri impozabile minus cheltuieli deductibile, adică și în cazul nostru, încasări minus plăți. Atenție!
În practică se confundă foarte mult titlurile din codul fiscal. Impozit pe venit și TVA. Da? Deci noi trebuie să avem grijă că evidența pentru impozitul pe venit este ceva, iar și plata impozitului este ceva, iar evidența în scopul de TVA și plata TVA-ului este cu totul altceva, trebuie să gândite separat. Mai departe aș vrea să discutăm despre persoanele fizice autorizate pentru și impozitul 16% din venitul net. Revenim la persoane fizice autorizate pe norme de venit. Am zis data trecută că normele de venit sunt sume fixe stabilite pe an în funcție de locul de desfășurare a activității în țară. De exemplu, să spunem o persoană care are domiciliu în București, sectorul 5, are un teren agricol la Baia Mare și are o cizmărie în sectorul 6. Da? E, pentru terenul agricol norma de venit se ia de la Baia Mare și pentru cizmărie unde desfășoară activitatea economică de la sectorul 6. E, aici iar apare o problemă pe care am văzut-o. Nu se ține evidența în scopuri de TVA. La fel, se confundă norma de venit cu TVA-ul. Ba mai mult decât atât, norma de venit este în limita a 100.000 de euro pe an în casări, da? Și tot ce, prin depășirea 100.000 de euro de anul următor, se trece la sistem real. Da? Ce înseamnă sistem real? Sistem real, adică se ține contabilitatea, care poate fi de încasări și plăți sau de partidă dublă ca la firme, și înseamnă venituri impozabile minus cheltuieli deductibile. Uh-huh. Da? Și la normă de venit este doar un venit pe care Direcția de Finanțe Publice împreună cu Consiliul Local stabilește pentru o anumită regiune și cod CAEN, adică cod și de activitate. Da. Dar se omite în cazul de față și nu se ține evidența în scopuri de TVA. Una este norma de venit de la titlul impozit pe venit, adică el în timpul unui an poate face 90.000 de euro, da? Deci, sau 99.000 de euro, n-atinge 100.000 de euro, nu depășește și nu ajunge la sistemul real, dar depășește plafonul de TVA de 220.000 de lei. Da? E, n-am întâlnit și n-am auzit de nicio PFA pe normă de venit care să țină evidența în scopuri de TVA, și anume jurnal pentru vânzări și jurnal pentru cumpărări. Păi și atunci cum plătesc ei? Nu plătesc. Eu n-am auzit așa ceva și am observat și în practica de zi cu zi și așa, nu... Dar legea da, spune că clar, trebui... codul fiscal spune clar că dacă se depășește 220.000 de lei, trebuie să înregistreze în scopul de TVA. Se confundă, am observat, și de partea contribuabililor și de partea organelor fiscale, se confundă titlurile din codul fiscal. Păi dacă ele pe norme de venit și nu depășește plafonul de normă de venit, asta nu înseamnă că el n-are obligația să țină evidența în scopuri de TVA. Până acum câțiva ani... Da, pentru că nu putem să vedem dacă se trece peste suma de 220. Până acum câțiva ani nici nu era limită la norma de venit, mai ales pe IT, pe marile firme, aveau, angajații erau pe PFA-uri, pe norme de venit. Și făceau băieții 100.000 de euro, milioane de euro. Și nu plăteau nimic. Plăteau un impozit foarte mic, dar la TVA... La TVA vorbesc, nu plăteau nimic. La TVA, dacă se uită cineva în urmă, la norma de venit, n-a ținut nimeni, nu cred că... eu n-am auzit pe nimeni să fi ținut, să fi avut norma de venit, să fi ținut evidența în scopuri de TVA și dacă depășea plafonul de TVA, să se fi înregistrat și să fi plătit TVA. Păi, domn profesor, tehnocrații nu trebuie să facă, să reguli din acestea. Tehnocrații nu... Norme de reglementare. Nu trebuie să facă așa dar ceva. Dar este legislat, este legislat. Păi știu asta, mă dă seama că glumesc. Deci, gândiți-vă, să zicem că nu ne luăm de cizmarul din colț, că și el poate avea normă de venit. Sau croitor, sau florăreasă, sau ce-o fi el. Da? Gândiți-vă că acum, v-am zis, în urmă cu câțiva ani, nu exista limitare la 100.000 de euro și făceau sute de mii, milioane.
la impozit pe venit și să zicem că își zicea că își desfășoară activitatea la un sat din Vrancea, unde era norma de venit 10.000 de lei și el făcea 200.000 de euro și plătea la 10.000 de lei impozit. Da, și asta vreau să zic, că persoanele fizice autorizate care funcționează pe norme de venit nu țin evidența în scopuri de TVA și nu se înregistrează în scopuri de TVA dacă depășesc 220.000 la facturare, cu toate că ar trebui. Incredibil. Cu toate, după, eu am și m-am uitat din nou azi în codul fiscal să fiu sigur și nu se face așa ceva în practică. Adică există o legislație clară și o aplicare și mai clară în defavoarea statului român. Adică o neaplicare. Data trecută, data trecută vorbeam de aplicarea neunitară. Da. Acum vorbim de unitară. Neaplicare. Acum e aplicare unitară. Neaplicată. Neaplicare unitară. Da, pentru că nu are legătură titlul TVA din codul fiscal cu titlul impozit pe venit. Trebuie privit fiecare titlu din codul fiscal separat. Dar doamna care ne spunea să lucrăm pe 2 lei sau pe un leu, o fi pe la televizor acum să afle și ea treaba asta? Nu știu ce. Carnaful nu e în subordinea... Doamna Dragu, nu? Nu este ministrul finanțelor? Dar asta... Această problemă nu e... ANAF-ul nu este în subordinea Ministerului Finanțelor? Ba da, este. Dar, stați că eu am venit să prezint o problemă. Treaba lor ce fac? Da. Nu vrei să-i reciclezi. Nu am. Deci eu vă spun cum consider că ar trebui să fie. Și am văzut în practică și am, de multe ori m-am mirat că nu... Mai ales în urmă când vă dați seama ce practică erau, că marile firme angajau IT-iști și câștigau câteva sute de mii pe an, pe normă devenit de acord, dar la TVA nimeni nu s-a gândit să vadă și la TVA cum stau lucrurile. Păi, acum poate că marile firme s-au gândit, dar nu sunt chemate să-i deștepte pe normal. Perceptori. S-au mai deșteptat la normă, stați un pic, că legea s-a modificat tocmai în ideea asta. Dom'le, punem limită la norma devenit 100 de mii de euro, ca să nu mai facă ăștia milioane pe bani, pe spatele statului. Dar la TVA văd că... Acolo sunt problemele necesare. Evaziunea e complexă. Da. Acolo e de competența de reglementare și de condamnare pentru DNA. Da, este reglementare. Clar este reglementat. Trebuie doar aplicat. Da, adică DNA-ul. Nu aplică, nu face DNA-ul inspecție fiscală. E, nu, acum, nu, de când nu, o, dar să poate aibă, s-o fac. Da. O să aibă sediu nou, așa, da. Grandios. Triumfal, de la triumf. Sigur că el nu face inspecție fiscală, dar poate să dispună, aflând ceea ce dumneavoastră a spus acum, poate să dispună o inspecție fiscală. Așa, deci cine aplică norme de venit nu are obligația să țină, să aibă evidență contabilă, din punct de vedere al impozitului pe venit nu are obligația, dar din punct de vedere al TVA are obligația să țină jurnale pentru vânzări și pentru cumpărări. Da. Asta clar. Firesc că e TVA. Da? Și trebuie să țină și evidența în veniturile, pe care, deci, evidențează doar veniturile pe registrul de evidență fiscală. Atât. Mă rog. Așa. Dacă desfășoară mai multe activități, dintre care și normă de venit, de exemplu, cum am zis, este arhitect și mai are și o activitate pe PFA pe normă de venit, atunci el nu mai aplică norma de venit. Da? Pentru că are și o activitate independentă pe normă de venit și una în sistem real, trebuie să aplice în sistem real. Așa. Dar oare putem să-i rugăm respectos pe oamenii de la inspecția fiscală, noi, contribuabili ăștia, așa mărunci neimportanți, să-i rugăm pe dumnealor, așa din când în când, să-și facă puțin timp să se ducă la seminarul de la ALSE, al domnului lector aici de față, că poate află lucruri noi. Ar trebui să ducă mulți la reciclare, da. Știți cum? Știți cum îi treaba? Nu, bine, asta este o întrebare răutăcioasă. Eu îmi pun genușe în cap că am pus-o în felul acesta. Dar poate că este bine ca toți oamenii din societatea românească să se gândească cum ar putea să facă puțin curat în jurul lor și să spună... Nu. Eu zic că n-ați fost deloc răutăcioasă, ci în spatele acestui exemplu stă faptul că toate reciclările care se fac
inclusiv în domeniul ăsta, sunt ca să ne prăjim la soare, la mare, sau să mergem la munte să ne batem cu zăpadă, nu să învățăm ceva. Pentru că văd foarte multe cursuri care se fac. Pleacă lumea la mare acum în neștire, la cursuri. Deci să știți, domnul profesor, că există și cursuri mai interesante la USAMV-ul Cluj, unde am văzut la postdrurile pe bani europeni niște dansatoare numai mărgele, ați văzut, cu totul interesante. Ați văzut că se realizează vocea Clujului, s-a nu? Realizat ceva, nu? Vă rog, domnul profesor. Așa, aș vrea să mai fac unele precizări, că de obicei la activități independente se face contabilitate în partidă simplă. Dar se ține evidența, cum am zis, doar în casări și plăți, fără a ține evidența și în scopuri de TVA, și aibă inventar. Pentru că dacă el este PFA și vinde produse agricole și le produce, atunci el trebuie să aibă inventar. Asta nu înseamnă că dacă este PFA, nu trebuie să aibă gestiune. Să țină evidența bunurilor pe care le are. Așa, asta un alt aspect de care m-am lovit. Așa. În continuare aș vrea să discutăm despre contribuțiile sociale obligatorii, că de anul ăsta acest aspect a făcut să se închidă multe activități independente, în special persoane fizice autorizate. În afară de impozitul pe venit, se mai datorează sănătate, 5,5%. CASS. Asta e contribuția la asigurările sociale de sănătate și CASS-ul, contribuția la asigurările sociale, adică pensii. Și aici contribuabilul poate opta la 10,5%, da? Dar nu primește punctul întreg de pensie, sau poate opta la 26,3% și primește punctul întreg de pensie. Nu cred că nimeni, nu cred că cineva vrea să opteze să plătească 10,5%. Sigur. Da. Dar cum se face, în general, din experiența care o aveți, cum se face, oamenii plătesc sau optează pentru 26%, nu pentru 10%? Nu, optează 10,5%. Zău? Da. Dar cine îi întreabă pe oameni, totuși? Păi, cred că nu știu. Aici, uite, domnul deci profesor, e o personalitate în mediul juridic. Deci se depune o declarație 600, stați un pic. Aici vorbim doar de activități independente. Se depune o declarație 600, da, prin care se optează. Dacă vrei să, în anumite condiții, bine, eu sunt mai multe condiții, dar e foarte mult de dezbătut. Și se optează. Dacă nu depui, rămâne 10,5. Dacă depui, rămâne, cum am zis. Da? Eu nu știu dacă... 26,3, care e format din 10,5 și 15,8, care înseamnă în mod normal 10,5 e contribuția angajat și 15,8 este contribuția angajatorului, dacă ar fi fost angajat. Și doar prin opțiune. Păi, sincer, vă spun, întreb și eu autorității, organele, întreb și eu dacă știu că cetățeanul habar n-are de chestiunea aceasta. Știți cum e? Sunteți profesori de drept. Dacă nu cunoști legea... Nu. O secundă, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu te exonerează. Dar, da, așa este. Dar astea sunt trecute în lege? Da. Este asta trecut cu 15%? Lege. Da, este trecut în lege. Da, bineînțeles. Tot ce vorbesc eu aici este lege. Atunci am să vă spun altceva. Apropo de calitatea mea de profesor de drept. Și ce spune o hotărâre, o decizie a Curții Europene de Justiție? Nu, să zice poftim. Nu. Așa. Spune așa, că întotdeauna statul este debitor pentru informații. Debitor. Este o decizie a Curții Europene. Iar cetățeanul este creditor în materie de drept de informație. Drept la informație. Ca urmare, înainte de a mă exprima, din toate punctele de vedere, eu trebuie să știu, trebuie să mă informez. Iar statul este obligat să o facă. Să-mi aducă la cunoștință, pentru că vreau să vă spun, într-adevăr, principiul ăsta este că nimeni nu se poate apăra de necunoașterea legii, dar în condițiile în care sunt asemenea texte, care sunt extrem de specifice, statul are obligația asta. O spune Curtea Europeană de la Strasburg. De aceea nu sunt obligat să știu procentele astea.
Dar eu cred că s-au făcut informări de către ANAF. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost, pentru că sunt pe televizoare... Poate ar fi util o campanie de informare se știe... a populației cu privire la acest lucru, da? Mai ales că populația e foarte alergică la problema pensiei. Da, dar ce fac oamenii care au ieșit la pensie sau care au 60 de ani sau care au 58 de ani, care nu mai pot să mai facă opțiunea asta? Eu știu însă un lucru, că din salariu ți se iau cam 30-32% pentru tot felul de dări. Da. Deci, când vorbim, ce am vorbit noi acum, sunt activități independente. Salariu înseamnă activitate dependentă, adică de subordonare, de angajare. A, am confundat eu însă. La salariu se plătește CAS, da? 10,5, CASS, sănătate 5,5 și șomaj. Da? Da? Dincolo... Și impozit. Și impozit. Și apoi se plătesc și contribuțiile angajatorului. Dar acum la activitatea independentă... Nu mai este angajatorul și deci trebuie să faci... Când vorbim de activitate independentă, tu nu ești angajat, nu ești subordonat cuiva. La activitate dependentă, la salariat, angajatorul, firma unde ești angajat sau cine este angajatorul, are obligația asta declarativă. Tu trebuie să faci cererea. Tu trebuie să faci cererea, da. Și tu trebuie să faci toate plățile. Da, eu mențin opinia vis-a-vis de decizia Curții Europene. Oricum, eu nu știu dacă mulți angajatori, persoane fizice autorizate, da, self-employment, știu asemenea chestiuni și pot să explice sau pot să se folosească de asemenea. De obicei, cine are un expert contabil sau un consultant fiscal știe că omul e profesionist și își face treaba dacă și-o face. Dar sunt într-adevăr care... Dacă și-o face. Da. Și sunt într-adevăr cei mici de obicei care nu-și permit și-și fac singuri, care săracii... Și care sunt mulți. Da. Și de unde vin și veniturile la buget. Da, da. Multe. Așa este. Vă rog, domnul profesor, îmi cer scuze că... Că ați adus vorba de angajat. Angajat înseamnă activitate independentă. Dependent. Angajat înseamnă dependent. Și noi am vorbit până acum despre independent. Am înțeles. Dar se poate întâmpla în felul următor. Care a fost un fenomen des întâlnit până de curând, să nu-i dea salariu pe activitate dependent, să nu-i facă contract de muncă să-i rețină, ei fă-te tu PFA și îmi dai factură și îți faci tu toată. Da, 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 știu asta. Da. Așa e. Și legiuitorul a venit cu unele modificări, foarte bune după părerea mea, în care a zis așa, dacă în anumite, tu trebuie ca să poți să fii independent în continuare, să nu-ți asimilăm salariilor și să-ți calculăm toate cele, tu trebuie să îndeplinești niște condiții. Da? Bun. Și prima ar fi libertatea alegerii locului de muncă. Adică, dacă eu sunt PFA și lucrez la, am un client, da? Și în contractul nostru comercial scrie că sunt obligat să-mi desfășor activitatea la sediul lui, atunci am o problemă. De asemenea, trebuie să avem libertatea alegerii clienților. Da? Dacă de asemenea îmi spune că am contract de exclusivitate, avem o problemă. Da? Pentru că eu, dacă, tocmai de aceea spune independent. Sunt independent față de cel care îmi dă bani. Da? Apoi, riscurile îi revin persoanei fizice care este organizată ca o activitate independentă. Adică, când ești angajat, riscurile sunt ale angajatorului. De-aia este și ITM, între ITM-ul. Dacă din contract rezultă că nu există, nu sunt riscurile, așa, iarăși avem o problemă. Apoi, patrimoniu. De exemplu, scrie în contractul cu activitatea independentă, cu PFA-ul, că se folosesc calculatoarele instituției. Atunci este patrimoniul plătitorului devenit. Apoi, ar mai fi aici să fie membru al unui corp profesional. Dacă este expert contabil, consultant fiscal, auditor, ce mai este el, notar, da? Este și aceasta. PFA-ul nu este, dar pot fi îndeplinite 4 din acestea. Bun. Apoi, libertatea de desfășurare a activității, da? Libertatea de desfășurare a activității în nume personal sau cu angajați. Adică,
prin contract, plătitorul venitului nu trebuie să-ți impună cum îți desfășuri tu activitatea. Păi dacă tu faci contract, e un contract în baza codului civil, tu îți prestezi serviciu sau îți desfășuri activitatea cum vrei. Bine, bine, ok. Da. E, dacă 4 din acestea nu sunt îndeplinite, atunci nu mai este activitate independentă. Ultima întrebare, că mai avem vreo 2 minute. Eu știam că încă mai există în instituțiile publice, chiar centrale, PFA-uri, da? Pentru anumite funcții care nu sunt, pentru care nu sunt făcute angajări. Spre exemplu, la achizițiile publice. Așa. Sunt mulți care lucrează pe achiziții publice, da? Cu PFA. Da. Bun, deci dacă acel PFA îndeplinește cel puțin 4 din acestea, din aceste condiții. Elemente, din aceste condiții, atunci el este independent. Dacă nu, este dependent și este asimilat salariului și trebuie să-i facă contract individual de muncă. Da, atenție mare, instituțiile publice. Eu aș încerca să încheiem aici, să știți că nu cred că am terminat ce aveam de spus. Parcă nu? Nu, n-am terminat. N-am terminat. Ca urmare, o să fie un serial, după părerea mea, până în momentul în care domnul profesor o să ne spună gata, am terminat, e suficient pentru că nebunim lumea. Nu terminăm niciodată. Cu capul, nu, dar trebuie să ne concentrăm un pic. Eu, oricum, vă mulțumesc pentru participare. Eu cred că a fost extraordinar de instructivă participarea noastră aici. Mulțumim și telespectatorilor pentru că ne-au urmărit și ne-au dat și ceva întrebări. Îi încurajăm să țină legătura cu noi în timpul emisiunii sau între emisiuni, prin scris sau prin telefoane. Le spunem o seară bună, o noapte bună, ceea ce facem și pentru invitații noștri. Vă mulțumesc, o seară bună, să ne vedem cu bine data viitoare.